Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou gameplay, o nouă zi, un nou joc. Astăzi o să jucăm Garage Flipper, un joc care a fost lansat pe 9 octombrie 2024 și în mare parte, din câte am văzut pe Steam, are cam destul de multe recenzii negative asupra jocului, așa că m-am hotărât să fac și eu un review acestui joc și să explorăm împreună potențialul acestui joc. Dacă ești pasionat de jocuri și vrei să joci cele mai noi jocuri, la un preț decent, PC Game Pass îți pune la dispoziție peste 450 de jocuri la doar 40 de lei pe lună. Alătură-te și tu lumii gamingului prin PC Game Pass. Cele mai bune jocuri. Jocul pe Steam costă undeva la 15 euro, locul unde m-am documentat și eu un pic despre recenzii și am văzut că mare parte sunt recenzii negative, așa că m-am hotărât să încep și eu jocul și să vedem ce potențial are acest joc. O să urmăm aici niște pași pentru tutorial. Ne spune aici ce să apăsăm, ce să nu apăsăm pe aici. Joculeț are și un mini tutorial pe care trebuie să-l parcurgem aici la început pentru a ne documenta sau pentru a ne obișnui cu jocul. Habar n-am. Bun, și hai să luăm și noi primul quest al jocului. Așa că avem de făcut aici curățenie în acest garaj și să-l refacem din nou. Să-i dăm o nouă viață garajului, așa că hai să începem. Deci primul lucru, o să venim aici, aici avem ghena de gunoi. Aici unde o să aruncăm lucruri care nu ne mai trebuiesc. Pot să spun despre grafică, ia stai să vedem dacă putem să mai facem ceva la partea grafică. Se pare că grafica asta e. Ia să vedem lucruri pe aici, ce și cum. Bun, pentru început cred că va trebui să adunăm toată mizeria de pe aici. Ok. Nebunia cu tutorialul ăsta care nu se mai termină aici în, pe vizual. Nu e tocmai ceva wow. N-am avut nici posibilitatea de a anula chestia asta cu tutorialul de pe ecran. Dar în fine, o să adunăm în continuare cutii și să aducem aici. Aruncăm un tomberon, multă mizerie în garajul ăsta, nu știu ce a fost aici așa. Cred că un scandal a fost aici, totul e dat peste cap. Avem un scaun aici. Oh. Poate în scaunul afară. Am ca sigur avem... Ok. Alte mizerii pe aici. Bun. Ce mai avem de scos? Încă un scaun. Ok. Aici avem un colect antic. Asta, colectăm antichitățile. Asta, da, avem prima misiune făcută. Asta e o cutie goală, cred. Am ca sigur o aruncăm, da. Am aruncat și cutia. Aici avem două rafturi. Două rafturi pe care le scoatem afară. Pentru că va trebui să facem curat aici. În garaj. Mult praf pe jos. Cred că avem nevoie de aspirator în prima fază. Să luăm partea asta de gunoi mai mare. Adică mult praf aici. Ok. Cred că e bine. Ce să mai facem noi din cerințele pe care le avem acolo? Trebuie să polișăm pereții. Ok, hai să începem de pe aici de undeva. Și tot așa pe tasta Q aveți aici mai multe posibilități de a polișa mai multe nebunii. Cred că o să polișăm așa în... Enervant un pic partea aia cu virtual asistentul. Ar trebui să... Ai opțiune să-i dai direct. Aici, poate n-ai nevoie de ea. Te oprește din, pur și simplu din joacă, nebunia asta. Te prea încarcă cu multă porcărie de tutorial, zici că cine știe ce joc complicat este. În fine, hai să ne continuăm treaba aici. Și acum noi trebuie să polișăm pereții, bănuiesc că, da, avem și de vopsit pereții. O să le dăm o nouă nuanță, o nouă
un nou aspect. Până acum destul de relaxant joculețul, nu mi se pare chiar atât de cringe de pe lume, cum am văzut acolo în comentarii la feedback pentru joc, acolo era lumea cam nemulțumită că plictiseală, că genul ăsta de joc te duce doar la ideea de relaxare, nimic mai mult. Dacă vrei să te relaxezi, vei juca jocul ăsta, dacă nu, nu. Bun, hai să terminăm cu partea asta. Va trebui să mergem la magazin să cumpărăm vopsea. Avem mai multe culori aici pe care putem să le aplicăm peretelui. Cred că o să iau un verde. Ia să vedem, am cumpărat verdele ăsta sau nu? Da, am cumpărat aici, văd cutia de vopsea. Da. Și iarăși te oprește din joc pentru a da acele ofrande setărilor. Da, bănuiesc că probabil partea asta te scoate din joc. Și nu te lasă să-ți faci aici vibe-ul. Mai interesant. Interesant. Cei care sunt pasionați probabil de genul ăsta de joc, mai mult ca sigur le face plăcere joculețul. Apropo de prețul jocului, v-am spus că este undeva la 15 euro, dar aveți și o posibilitate de a-l juca gratuit. Deci dacă căutați pe Steam Garage Flipper, veți găsi și Garage Flipper Prolog, care îl puteți juca gratuit. Bun, hai să mai dăm aici cotură de vopsea. Să vedem ce mai avem de făcut. Bă, aici parcă n-a ieșit perfect, dar vă gândim, nu mai lasă să mai retușăm. Probabil că doar atât trebuiește. Mi-ar fi plăcut ca aceste segmente să fie mai mari, să poți vopsi mai mult odată și nu doar fâșii așa câte un pic. Aici, da, s-ar mai putea lucra la capitolul ăsta. Să ai un trafalet probabil mai mare, deși acolo pe Q, când accesezi zona asta, îți arată un trafalet aici, în care te-ai putea să-l iei și să vopsești mai rapid. Dar, practic, aici în joc îți dă o pensulă, care faci mai puțin în perete, nu chiar atât de mult. Bun, am făcut garajul verde. Cred că mai avem aici o chestie de făcut. Trebuie să mai dăm o dată un aspirator. A rămas praful de la pereți pe jos. Ne trebuie să cumpărăm, mai să luăm de jos în sus, sau stai așa, ia să facem și aici o curățenie pe rafturi, bănuiesc că punem rafturile astea din nou. Noi trebuie să punem 4 rafturi, așa că avem 2, hai să vedem dacă le putem pune. Deci aici avem un raft, aparent rafturile se pun într-o anume poziție, nu unde vrei tu, nu ți le ia peste tot. Ok, o să încerc să le pun în poziția în care cam așa s-au pus. 2, mai ne trebuie 2 rafturi. Hai să cumpărăm 2 rafturi dacă tot ne-am apucat de ele. Mergem din nou la shop. Ne vom duce în zona de rafturi. Să vedem pe aici dacă găsim și ceva rafturi. Uite că găsim aici. Mai cumpărăm 2. Au, ni le-a dat în mașină, dar ni le-a dat la modul că pur și simplu le-au aruncat acolo în mașină. Da. Avem și aici unul și bănuiesc că unul ne pune la în... Parent l-am pus pe ăla acolo, dar nu mai vrea ăsta să... Nu mai vrea raftul ăsta să stea. Nu înțeleg partea asta cu rafturile. A, deci aparent noi am montat 4 rafturi, dar jocul ne vede doar 2 rafturi. Nu înțeleg de ce, probabil că o să le punem altul cumva pe aici. Deci am mișcat rafturile de acolo și nu mi le-a mai pus la loc. Mi le recunoaște doar 1 din 3. Mamă, ce-a sărit raftul ăla. Deci avem 2 din 4, ok, deci ăsta l-a văzut aici. Nu înțeleg de ce vede ordinea așa la rafturi. Deci nu, practic nu recunoaște ordinea în care pui rafturile. Deci mi-am acceptat 4 așa, dar rafturile sunt puse total aiurea. Deci n-au logică. Bun, ne mai trebuie 2 echipamente de... echipament mecanic. Hai să vedem ce echipament mecanic găsim noi. Mechanicals Equipment. Deci nu aici. Hai să vedem pe aici dacă găsim ceva. Equipment Mechanical. Ar trebui să fie ceva ce ține de mașini. Căutăm pe aici să vedem ce găsim. Mecanică, uite aici avem o drujbă.
Un elevator e prea mare, nu cred că ne încape nou acolo. Așa că mai căutăm ceva, altceva. Și da, uite, mai găsit aici un motor. Hai să punem și astea. Mamă, dar ni le aduce în mașină aici. Pur și simplu. Ah, aparent așa, aruncat, merge. Ok. Cred că aici se referea publicul la chestia asta cu faptul că nu ține cont de poziționarea lucrurilor, pur și simplu de le pui pe aici pe jos și le acceptă ca și fiind puse. Nu, nu ni l-a luat aici. Hai să mai încercăm. Noi mai trebuie să ne accepte poziționarea ferăstrăului ăsta. Hai să încercăm aici, să vedem dacă îl punem aici. Da, da, a mers acolo. Connect the cables and the power box. Căutăm o cutie cu cabluri, dar nu vedem unde sârmele, de unde ar veni. Ia uite aici. E bun, hai să conectăm și cablurile. Bănesc cablurile astea trebuie doar așa conectate, fiecare după culori. Și clean all dust. Deci aici ne-ar mai trebui să facem curățenie de final, bănuiesc, sau s-ar putea să fie asta problema. S-ar putea să fie asta problema, să aruncăm scaunele și... Aoleu, sări scaunul din container. Din tonkainer. Au, ce masă în gură ne-am dat aici. Băi, sar lucrurile, ești nebun? Da, mă, frate, stai că noi le putem vinde astea. Cum mi-a venit ideea? Hey, boy, de pe aici ce mai putem vinde? Nu mai putem vinde nimic. Ok, hai să luăm și cutia asta. Să ducem la gunoi. Tomberonul cred că îl putem închide. Și aici ar mai trebui să facem o tură de curățenie prin... Practic, acum am făcut toate cerințele pe care ne le-a cerut această misiune. Și hai să vedem ce ne dă aici. Da, uite, practic am luat 900 de dolari, cred. Am luat bănetul de aici de la garaj. Cred că cam atât am avut de făcut. Asta cred că e prima misiune. Totuși am rămas un pic sceptic aici la poziționarea lucrurilor în garaj. Nu au o logică și nu au o așezare normală. Deci vin pur și simplu aruncate acolo. Dacă ar fi fost niște chenare unde se spune exact unde să le pui și să fie o formă dinamică, ar mai fi fost cum ar fi fost. Așa, una peste alta, dragi prieteni, cam ăsta ne-a fost Garage Flipper. Un joculeț care eu consider că merită încă o șansă și merită să lăsăm un pic jocul să dezvolte, pentru că e proaspăt lansat și probabil mai sunt chestii la care se lucrează. Una peste alta, nu uitați că puteți să lăsați un feedback acolo jocului și să vă spuneți părerile despre el. Puteți să le spuneți direct oficialilor jocului sau puteți să le lăsați direct nou aici la comentarii, la secțiunea comentarii. Iar eu o să înaintez mai departe spre developeri fiecare părerea voastră despre joc. Așadar, dragi prieteni, nu uitați, puteți să jucați și gratuit acest joc, iar dacă nu, puteți să-l cumpărați direct de pe Steam. Acesta a fost Garage Flipper, eu am fost Cristi Gamerzone, până data viitoare vă salut, toate cele bune!